este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de știri din România. Acum a ales să iasă de pe sticlă și să vă dea Deșteptarea pe calea undelor radio. Vlad Petreanu sau definiția unui jurnalist complet, imediat la brandul lui Chinezu. Când am intrat în 90 în presă, eram student în anul 3 la facultate, imediat după Revoluție, aveam un salariu atât de mic încât îmi permiteam o cola și un pachet de țigări pe zi. Și în rest mâncam ce apucam și, mă rog, fiind bucureștean, mă ajutau părinții cu mâncarea, dar nu cu altceva. Aveam gaură în pantof, la propriu, de umblat pe jos. Ideea de a avea mașină ca să te deplasezi era un vis aproape irealizabil. A fost an de zile și încă este asociat cu ideea de ecologie și de salvarea planetei. A fost plecat în America, dar s-a întors să ne ajute să ne dezvoltăm și noi personal, profesional și multilateral. Captain Green Planet Dragoș Bucurenci, imediat la brandul lui Chinezu. De la distanță într-un fel, dar de aproape să vezi impactul pe care un nume proeminent îl are asupra oamenilor, a fost absolut uluitor pentru mine. Și atunci ați minte că mi-am zis chiar așa, măi, eu moșteniri nu prea am de la cine să primesc, ai mei săraci nu sunt câtuși de puțin nici înstăriți, nici mai mult sunt la lower middle class, ca să zic așa. Drept care zic, eu altceva n-am ce să acumulez decât capital de imagine, pentru că mi s-a părut că pe ăsta știu să-l acumulez. Dacă ar fi să dau un slogan pentru emisiunea din această seară, acesta ar fi: să vedem vocea. Pentru că în seara asta am plăcuta ocazie, trebuie să fiu oficial, stai, lasă-mă un pic, onorata și plăcuta ocazie de a avea oportunitatea de a stea de vorbă cu Vlad Petreanu. Mersi tare, tare mult. Salut, te-ai acceptat, Cristi. Să... Bine venit. E onoare, mă, serios, că așa oficial încă noi de n-am mai vorbit niciodată, așa. Zic că e onoare pentru că unul din lucrurile pentru care te invidez o foarte tare e că ai prins presa noastră. De când s-a înființat ea așa, pe democrație, pe așa. Presa liberă. Nu e presa când liberă. N-am prins-o pe aia de dinainte. Presa liberă, zic. Da, din 90. Nu ești cam bătrân, Tarșu Petreanu? Depinde pentru ce. Nu sunt bătrân să mă reinventez din când în când, că n-ai încotro. Dar, da, sunt din 90 în presă și am prins calandru și tipar înalt și linotip și perie, mă rog, cap limpede. Sunt lucruri despre care nici nu știu dacă se mai învață la facultate. E interesant, mă rog, presa a rămas, nu s-a schimbat foarte mult, în mod paradoxal, față de anii 90. S-a schimbat tehnologia, s-au schimbat mediile de difuzare, dar e cam același lucru, oamenii se exprimă și spun opinia. Și nici în 90 nu erau foarte multe informații pe piață, în schimb mult opinie. A fost întotdeauna supra producție de opinie în presa românească. Ai făcut și presă scrisă, și televiziune, am făcut pe toate, și radio, și ești și blogger mai nou, ai intrat și pe zona asta de citizens, journalism. 6 ani, nu știu dacă e nou. Da, chiar ești bătrân și în blogging, 6 ani de zile e enorm. Faci, frate. Ai vreo un canal preferat din astea? Ăla ți-a rămas la suflet și vrei să fie al tău. Dacă ar exista presă scrisă în care să se facă jurnalist, narativ și reportaj, da, ăla ar fi. Dar nu există. Adică e, dar foarte limitat, redus ca amploare. Nu e, ce să spun, așa ca mediu, fiecare are caracteristicile sale și fiecare este interesant. Presa scrisă este grozavă că poți să creezi imagine prin cuvinte. Asta este un lucru rar pe care nu toți muritorii îl au. Televiziunea îți dă influență și impact. Te recunoaște lumea la coadă, la bilete, la autobuz, te poftește în față. Adică dacă vrei, dacă ești în căutarea acestui gen de viață, dar televiziunea e foarte bună, că îți dă impact și influență. Iar radio îți oferă o relație cu publicul așa cum n-am întâlnit în niciunul din celelalte două medii. Este o relație aproape prietenoasă și foarte apropiată, are o anumită intimitate așa și în cel puțin la Europa FM, deși cred că în majoritatea radiourilor, dar în mod sigur la Europa FM, este radio, își respectă foarte mult publicul, îl îndrăgește, dar și respectă foarte mult cu adevărat și sunt discuții de abordări editoriale de genul: cât de departe putem să mergem cu glumele aici înainte de a începe să jignim pe cineva? Sau nu putem să dăm astfel de glume pentru că la ora asta ascultătorii noștri își duc copiii la școală cu mașina? Sau ori genul ăsta de respect față de public
mai știu cum e în presa scrisă, că am plecat de foarte mulți ani în presa scrisă, dar în multe televiziuni știu sigur că nu există. Tu faci matinalul Europa FM alături de Monica Angel și George Zafiu. Da. Deci ai de respectul pe care trebuie să-l ai tu ca om de radio față de cei care te ascultă. Aveți în fișa postului asta? Nu. Sau așa e normal să faceți voi lucrurile? Nu, este în fișa jurnalismului, de fapt. Adică în momentul în care originile jurnalismului sunt, presupun și implică respectul față de public. Jurnalismul adevărat, presa, este presă pentru că se află în slujba publicului, nu în slujba patronilor sau în slujba finanțatorilor. Ești jurnalist pentru că vrei să transmiți ceva publicului, vrei să dai o informație pe baza căreia publicul să-și ia decizia corectă. Asta este definiția fundamentală. Există butada că primul jurnalist din istorie a fost alergătorul de la maraton, care și-a dat viața ca să facă un breaking news, să transmită o știre atenienilor care așteptau vestea dacă ce s-a întâmplat pe câmpia de la maraton în lupta cu perșii, alergat a dat știrea și a murit. Din acest punct de vedere, la radio, la emisiunea noastră, nici nu s-a pus vreodată problema să nu-ți respecti publicul sau audiența. În alte medii, probabil că și din cauza competiției, probabil că și din cauza modului de finanțare a operațiunilor de presă, respectul față de public a trecut undeva într-un plan îndepărtat în spate și a rămas în față performanța economică și numărul de cărnați umpluți zilnic care să fie scoși la vânzare. Ion Cristoiu spunea că mulți dintre patronii de presă din ziua de azi sunt de fapt cărnățari, în sensul că ei fac cărnați, cred că a face cărnați și a face presă e același lucru. E legitim să faci cărnați, cum să spun, dar sunt niște diferențe. Presa nu înseamnă o vânzare cu cantitatea, trebuie să-ți respecti audiența, trebuie să respecti niște principii, trebuie să respecti niște reguli. Dacă nu faci asta, faci altceva. Propagandă, orice, dar nu mai faci presă. Știi? Apropo de treaba asta, tu știi destul de bine și istoric vorbind ce înseamnă presa în România. E un subiect foarte nașpa, adică multă lume mă acuză, zice, tu ești blog, normal că faci de telecomandă presă. Mă, nu e adevărat, aș vrea o presă sănătoasă și adevărat. Jurnaliști, mă întreba pe mine cineva zilele trecute, zic așa repede, trei jurnaliști de investigație. Eu nu prea să mai face investigație. Pe care îi place. Este un jurnalist, dar nu e... E un jurnalist de investigație, nu în sensul că el să-și investigează, deși știu că și el are surse, investigează, participă la redactarea anchetelor, dar el susține foarte mult jurnalismul de investigație din poziția lui, care adesea este ingrată de redactor șef la Gazeta Sporturilor în trustul intact. Și a avut multe ciocniri acolo cu patronatul Gazetei Sporturilor și patronatul de la trustul intact. Dar Tolontan este un jurnalist căruia îi datorăm o parte din investigațiile din presa română. Mai sunt pe aici pe acolo niște mici site-uri, dar ca jurnaliști de ăștia de investigație nu avem celebrități, din păcate. Pentru că investigația de presă costă mult. E o operațiune care financiar este... deci consumă resurse. Trebuie să aștepți luni de zile uneori rezultatul unei... Trebuie să plătești omul ăla, să-l plătești luni de zile, știi? Când poți să stai muritor de foame două luni după un subiect? Când ești tânăr și foarte pasionat. Sau când ești foarte pasionat, deci tânăr. Când eu am intrat în presă, a trebuit să renunț să mai spun asta, că am spus-o de prea mult ori, dar e absolut adevărat. Când am intrat în 90 în presă, eram student în anul 3 la facultate, imediat după Revoluție, aveam un salariu atât de mic încât îmi permiteam o cola și un pachet de țigări pe zi. Și în rest mâncam ce apucam și, mă rog, fiind bucureștean, mă ajutau părinții cu mâncarea, dar nu cu altceva. Aveam gaură în pantof la propriu, de umblat pe jos. Ideea de a avea mașină ca să te deplasezi era un vis aproape irealizabil. Cum? Atunci poți să faci astfel de lucruri. Dar după un timp încep să vină obligațiile. Te căsătorești, ai un copil, nu știu, ai cheltuieli, ții un credit, că vrei să ții și tu un televizor în casă, o mașină de spălat. Da? Trebuie să plătești niște lucruri. Presa clasică, tradițională, nu mai poate finanța astfel de astfel de moduri de exprimare. Deci nu mai există redacții care să-și permită, din punct de vedere financiar, să susțină reporteri care să investigheze un domeniu potrivit, un subiect potrivit tuturor regulilor, o lună, două sau cât e de investigat.
Hai să ajungem la calitatea ta cea mai frumoasă din punctul meu de vedere, cea de blogger. Cum ai ajuns să fii blogger? Ai vrut să scapi cumva de lumea asta presă pe care ai văzut-o că încet încet se duce dracului din multe puncte de vedere? Nu. Ce te-a apucat? Blogging-ul e fascinant. Tehnic vorbind, m-a bătut la cap o colegă, Sorina Matei. Lucram la Antenă pe vremea aia și eram destul de amărât în 2007. Mi se părea că sunt prins așa. Făceam o grămadă de lucruri interesante pentru Antenă, dar în același timp eram nemulțumit de direcția în care se îndreptau lucrurile în compania respectivă și nu mă mai simțeam foarte bine. Și știind că scriu și apreciindu-mi Condeiu, m-a presat să încep să scriu, că pentru un scriitor, nu în sensul artistic, știi, ci în sensul aproape meșteșugăresc. Când scrii și îți place să scrii, a scrie este o posibilitate de a te mai elibera de presiune. Deci tehnic așa a fost. Dar pentru mine a fost fascinant faptul că deodată puteai să publici fără restricții, știi? Cum să reziști la așa ceva? Cum să reziști să te exprimi? Când de asta intri în meseria asta, să te exprimi, știi? Să spui ce ai de spus, să vorbești. Ok, dă-i drumul. Și la un moment dat descoperi că poți să câștigi și bani din asta. De la următoarea mea întrebare, că era clar că vorbim despre blog, trebuie să te întreb cu câștigi bani din blog? Câștigi bani din blog. Da, câștig. Dar pe undeva, știi, acuza asta... Nu e business principal. E adevărat, dar știi că ne acuză lumea pe noi ăștia, blogării care facem bani din blog, că cumva ne vindem sufletul, exprimarea noastră liberă, suntem... cum comentezi? Nu, ce să comentez. Cred că e perfect legitim să câștigi bani din ceea ce scrii. Că muncești pentru, adică e muncă. E muncă. Doi, eu unul n-am căutat niciodată, n-am făcut asta în mod proactiv. Adică au venit la mine oamenii și m-au întrebat, nu vrei să scrii despre asta? Și m-am gândit, ok, poate că da, poate că nu, în regulă. Dar n-am făcut asta în mod activ. Mi se pare foarte interesant. Adică dacă oamenii au venit și m-au căutat, nu eu m-am dus să mă milogesc de ei, ok, de ce nu? Deci sunt niște bani și nu e business-ul meu principal. Activitatea mea principală este legată de radio. Tu știi ambele părți, și jurnaliștii și blogării. Acum cunoști. Știi că toată lumea din afara fenomenului zice, este bătălie între blogări și jurnaliști. Jurnaliștii acuzându-i pe blogări că le fură pâinea de la gură, cu internetul, cu alea, cu nu știu ce. Blogării acuzându-i pe jurnaliști că uita să fie jurnaliști și atunci trebuie să intre ei pe zona asta. Nu. Da, așa. Despre pseudo-bătălia asta pe care nici o n-o simt, dar nu trebuie. Știi ce se întâmplă? Nu sunt... Sunt forme de exprimare destul de diferite. În general, blogging înseamnă opinie. Eu n-am văzut, foarte rar am văzut blogeri care sunt jurnaliști. Există câteva site-uri de media, Petrișorul Baie, Tiberiu Lovin, de exemplu. Probabil că mai sunt în zona de tehnologie. Oameni care mai culeg știri. Dar știrile adesea sunt știri formale și, din păcate, ușor proces verbaliste. N-am mai văzut o exclusivitate dată din domeniul respectiv, pentru că te costă mult. Trebuie să ai oameni care să umble, să aibă surse, să vorbească. Blogging-ul este 95% opinie. Opinie poate să scrie oricine. Ți-am spus, este foarte multă opinie. Și eu scriu opinie. Mi-ar plăcea să am o redacție. Mi-ar plăcea, știi, să scrii, să ai informații, să publici anchete, să... Cum să publici anchete? Aș putea să fac... Mă rog, eu n-am fost niciodată jurnalist de anchetă, nu e domeniul meu specializat sau domeniul meu de specializare, dar reportaj, da. Mi-ar plăcea să fac reportaj? Da. Aș putea să trăiesc din asta? Nu. Jurnalismul presupune... Jurnalismul este o activitate profesională. Ai de respectat niște filtre editoriale. Teoretic. Ce să spun? Eu știu că în redacție există totuși un filtru editorial și există niște ierarhii. Adică e un editor care răspunde totuși pentru ce se publică acolo, e un patron care vrea și el să vadă ce se întâmplă. Cât de cât trebuie să respecti niște reguli acolo. Blogging-ul nu are problema asta. Blogging-ul este, am luat telefonul, am scris ceva, am publicat. Asta nu e jurnalism. Și mai e o noțiune de jurnalism cetățenesc. Jurnalismul cetățenesc este adesea întâmplător. Se întâmplă să fii într-un loc în care se produce un eveniment, publici și ai devenit jurnalist cetățenesc. Hai să spun celebra întrebare, dar trebuie pusă pentru că mie mi se pare foarte interesant traseul tău ca om de comunicare, de om de care, de scriitor, să zic așa, din toate punctele de vedere. Ce te vezi făcând în următorii ani așa?
Am întrebat și Moise zilele trecute, care e planul meu pentru viitor? Cu planul pentru viitor, e foarte interesant în lumea asta să vorbim despre... Băi, Cristi, bună întrebare. Răspunsul neîmpachetat este că nu știu. Adică, probabil că dacă aveam 20 de ani și eram talentat la programare, investeam în programare și începeam să scriu aplicații pentru sistemele astea de operare, iPhone-ul. Probabil că dacă aveam 20 de ani și nu mă interesa, nu aveam rate de credit și puteam să mănânc orice o dată pe săptămână, făceam și mă duceam în echipa de la Casa Jurnalistului și cu asta basta. Nu știu ce să spun, încerc să-mi diversific sursele. Cred că asta cu publishing-ul pe internet, cu publicarea pe internet, nu o să piară. Pentru mine este ok că îmi permite să mă exprim. Și nu m-a interesat niciodată că am 100 sau 1000 sau 10.000 de vizualizări pe un articol. Eu am scris ce am avut de scris și în rest, dacă lumea vrea să citească, bine, dacă nu, nu întotdeauna s-au găsit oameni care să citească. Radio îmi place enorm. Se spune că de obicei știi, faci mai întâi radio și după aceea te duci în televiziune. Mie îmi pare foarte rău că n-am făcut radio mai devreme, dar cred că dacă făceam radio, rămâneam în radio. Pentru că este un loc grozav. Sper să țină și sper să meargă. Am întotdeauna varianta de a mă reîntoarce în proiecte de construcție editorială de diferite genuri, dar aș prefera să fac ce fac acum. Pot să predau, pot să fac prezentări, și în cele din urmă o să trăiesc din alte lucruri, nu știu, chirii, chestii de genul ăsta. Nu cred că o să mă mor de foame. Dar n-am vreun plan de ăsta, știi? Adică la 45 de ani n-am un plan în care să spun peste 5 ani vreau să fac asta. Poate că greșesc, Moise spune că greșesc, știi? Să vedem. Dacă ar veni unul, un tânăr, hai să zicem scriitor, că e foarte greu, jurnalist, blogger, orice ar fi, unul care vrea cumva să pășească pe urmele tale, ce ai recomandat să facă acum, pentru prima dată, așa vreo 2-3 ani, să se încălzească? Teren. Teren și social. Asta e. Să se ducă să cunoască oameni. Și să asculte foarte mult înainte de orice. Asta e o meserie care e o meserie vocațională. Nu poți să scrii pentru că ai hotărât la un moment dat că asta vrei să faci, să scrii. A scrie este ceva care pornește din tine. Nu poți să nu scrii. Adică dacă ai microbul ăsta, nu îi te poți opune. Ai această infecție, da? Ai virusul ăsta al scriiturii, el te poate chinui foarte tare. Dar trebuie să faci asta, trebuie să scrii, pentru că altfel explodezi dinăuntru. Ori, de asta nu mi-e teamă, știi, pentru viitorul jurnalismului. Întotdeauna se vor găsi, adică jurnalismul trăiește în diferite forme de foarte multă vreme, pentru că el se bazează pe nevoia oamenilor de a avea niște informații și opinii și entertainment și pe nevoia altora de a-l produce, de a-l împărtăși. Sunt oameni care întotdeauna au vrut să asculte povești și oameni cărora întotdeauna le-a plăcut să spună povești. Deci, puștilor care intră în meseria asta, vreau să le spun, știi cum e, dacă ai microbul, e cea mai frumoasă meserie din lume. Dacă nu ai microbul, nu poți să o faci. Adică nu există cale de mijloc, poți să... Nu, dacă nu ai microbul, nu poți să faci meseria asta. O să pierzi vremea niște ani, cu cât mai puțin, cu atât mai bine pentru tine. Dar trebuie să-ți dai seama... noi ăștia care da, citim. Trebuie să-ți dai seama repede, dacă se poate, că n-ai microbul. Dacă n-ai microbul, pleacă. Dacă l-ai, cea mai frumoasă meserie din lume, o să mor de foame ani de zile, o să umbli găuri în pantofi și o să fie... Dar aventurile pe care le ai sunt formidabile. Oamenii cu care o să te întâlnești, nu există, nu te poți întâlni cu oamenii ăștia așa, să vorbești cu ei în nicio altă meserie. Dacă îți place să culegi povești, dacă îți place să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, dacă îți place să împărtășești altora ce se întâmplă, să vorbești cu ei, să le transmiți lucruri, atunci asta este o meserie grozavă, știi? Și e foarte deschisă. Trebuie doar să fii deschis la minte și să fii curios, să ai curiozități. Dacă ești un tip curios, atunci meseria asta e pentru tine. Deci celor care intră în meserie le spun să-și exerseze infecția cu virusul ăsta, știi? Să-și o canalizeze înspre ceva bun. Pentru că imediat faci 25 de ani de când combați în câmpul muncii, aș vrea să închei această prea frumoasă emisiune adresându-ți invitația ca peste încă 25 de ani să ne mai întâlnim la o bere și ca aia doi din Mapes și de la balcon să ne uităm la ce înseamnă Piața Media și să râdem de ei și de noi într-o oarecare măsură. Dacă mai suntem aici și nu pe Câmpiile Elisee, da, cu mare plăcere ne întâlnim și oricum cred că ne vom întâlni și pe Câmpiile Elisee când va veni momentul. Mersi tare, tare mult. Toate bune, Cristi, eu îți mulțumesc.
Urmează la brandul Luchinezu. De la distanță intru un fel, dar de aproape să vezi impactul pe care un nume proeminent îl are asupra oamenilor a fost absolut uluitor pentru mine. Și atunci simte că mi-am zis chiar așa, măi, eu moșteniri nu prea am de la cine să primesc, ai mei săracii nu sunt câtuși de puțin nici înstăriți, nici mai mult sunt la lower middle class, ca să zic așa. Drept care zic, eu altceva n-am ce să acumulez decât capital de imagine, pentru că mi s-a părut că pe ăsta știu să-l acumulez.